Nu, bun, salutare guys și bine ați venit la nou episod. Hai că vreau să fac un mic test. Vreau să văd cât de bine sau cât de rău. A, nu m-am pălat la gât. Pot să faci un job aici pe serverul acesta. Suntem în jur de 384 de player. Mi-a pus locația, ați văzut până unde, la jobul de terist. Ieri când am făcut treaba, am dat două feluri. Ce vreau să vedem? Dacă pot să duc un job acum la mai mulți playeri până la final. Și hai să vedem împreună. Așa că mi-am bugatul ca să mergem cât de repede se poate, să nu mai pierdem foarte mult timp. Liniștit, treci GPS, te duci în locația asta. Ți-a luat tirul, ți-a luat marfa și te-ai dus. Unde vezi cu ochii, aș putea să zic. Bine, puteam să mă duc și pe partea cealaltă, că oricum nu vine nimeni, dar fine. Da, mergem pe aici repede. Bun. Am desențale posibil să... E posibil să dau niște feluri, dar vedem. Ok, l-am luat pe ăsta. Mamă, tiră de toate zilele. Dacă îmi dai cisternă, mor cu ea. Mă jur. Ma, nu mi-a dat cisternă. Bun. Hai să vedem până unde trebuie să mergem. Și astăzi, totodată, s-a anunțat pe undeva la vreo 4 raze, la vreo 6. 6 jumate, oricum când apare episodul e posibil pe undeva pe marți, deci asta a fost pe undeva pe duminică. Și hai să vedem ce putem face la raze. Răscuros, poate o să fim împărțiți, poate o să mergem una după alta, n-am nicio idee. Bun, deci locația ar fi acolo la aeroport. Nu chiar departe, dar hai să vedem dacă putem să o ducem la final. Esențial, dacă te duci prin grup, nu mai ai nicio șansă. Ai cam clar. Mamă, dar ce... Mamă, am băut o cafea, mă, și m-am moleșit, e nebun la cap. Bun. Let's go. Bă, ca idee, dacă n-ați văzut pe live-ul de duminică câți bani am luat numai din jobul ăsta, puteți să veniți liniștiți să stați la farm aici, că, na, să fac bani foarte, foarte frumos, sau jobul de petrolist, dar acolo, cred că, din câte știu, vă trebuie licență. Am văzut celălalt stau la filaj, la un altă, eu mă duc cu ăsta. Păi, oricum, n-am ce să fac, că nu, deocamdată nu mă lua nimeni. Așa că vedem noi ce o să facem. Vă aștept și pe serverul Cronos, ca idee, că să fim cât mai mulți, luăm și reward-uri, când se va anunța, clar. Când nu se anunța, asta e. Da. M-am gândit. Bună, doua încercare. Hai să vedem. Hai că acum ne-a dat ceva mai bun. Și mă crezi că merg prin groove. Nici mă mai prin GPS. Aia e clar. Deci prima încercare a fost un fail. Hai să vedem a doua. Mama, și să stau la filaj, bro, și eu... Stăteam la... Stau la job, ești prost? Hai încoa. Mamă, cu ce viteză se duce asta, ești nebun la cap, păi asta e foarte bun, băi. Tirul ăsta, deci dacă vă dă tirul ăsta, e perfect, mă. Hai să vedem. Mamă, ce... Uite, vezi? Eu cu chip ce suntem în mașină, nu mi se întâmplă nimic. Urci tu în mașină?
Și are coim. Dă-ți am bani. Al doilea. Mă crezi că și-a să-l supe un fel. De acolo atunci, clar că stau și editez ca să le pun pe că nu ordinește. Și parcă văd că o să scriu acolo pe undeva că bă. Na. Ia uite rumurca. Mihai, mă auzi? Mașina care ne-a făcut un haos total. Până aici e ok. Next level. Mai mergem un pic. Să-mi trag una, dacă nu-ți concentră... A, l-a plecat de mult, ești nebun la cap. Du-te, bă, băiatule. Ce? Beatriz? Hai, am ieții, nu mai ții pas, că am putut zis. Sunt eu aici, a conducerii. Puneți-mi mici, mă știu. Că eram cu el și m-am împărit. Stai, dacă pe doi ăsta reloc. La bun chip. Cortexio, Cortexio. Ce nevoie de tine un pic? Și cu avionul. Cu elicopterul, adică mă doare. Stai prost! Dacă aveți vreo problemă, nu pot acasă cu aplicația albastră. Ceva să mă știu, nu știu. Sau dacă vreți neapărat să ne întâlnim la sediu, ne întâlnim la sediu. Dar nu acum, sunt ocupat. Dar Bocic, tu ai treabă cu, cu apartamente și cu asta că dacă dispar pe Cronos? Ce pare? Nu știu. Pe ăștia cu aia cu ce-o veni? Bă, dar până unde trebuie să mă duc, mă? Chiar că nu m-am uitat. Hai, că aflăm mai încolo un pic. Da, la cum arată locația, cred că aici, pe, pe aeroportul ăsta. Bă, oare face cineva roleplay pe aeroportul ăsta, mă? Bă, sincer, adică de foarte multe ori pe GTA, dacă nu aveai un checkpoint gen, un job sau ceva, nu prea vedeai. Și mi-aduc aminte pe serverul mare, care pe aici te duceai cu autobuzul. Și autobuzul ăla avansat, cred că cu ăla te duceai cam peste tot. Bun, deci urmăriți pe acolo la bani, pe când ajungem, mai avem o milă și de nu cred că e chiar aici, nu, pic mai încolo. Urmăriți la bani cât, și o să vedeți cam când ne luăm. Și din cât am observat, ne cam dă și salariul. Numai că nu e ca pe alte servere, că un exemplu scrie în jumătate de ore ai luat salariul sau chestii de genul, ți-l dă, dar nu... o sumă extraordinară de bani. Cum să zic? Ce... nu știu cum am văzut pe un server, nu mai știu pe ce server, că băgau manele când luai salariul și chestii de genul. Mi se pare super prostesc faza aia, dar nu. Genul notificare sau ceva, știi? Atunci, da, merge, dar așa, fără nu. Hai că după aia vedem ce o să facem în episodul următor, că... m-aș băga, sincer, să fiu și pe, și pe Redem, un pic. Vreau să văd ce mai găsesc și pe acolo. Oricum, până la raze, avem destul, să fiu sincer. Dar așa, cum ar fi, o să pedite, nu mai fac nimic. Să-ți fut mama-n pula mea! Acesta a fost episodul. Nu uitați să butonul de like și subscribe.